Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou joculeț de pe acest canal. Acest joculeț se numește Testy Blue și dacă mai vreți episoade din acest joculeț, nu uitați să apăsați butonul de like. Vedem că se joacă și în 2 playeri. Am făcut eu câteva nivele. O să dăm din nou să le facem iarăși. Ce este acest joc? Este un pește. Ești un pește care trebuie să mănânci mult mai multe lucruri. Ok? De exemplu, fishing rod. Fish food, scuzeți. Din alea de pește, cum îi spune. Deci că e salam. Ok, fraților, da, v-am mai spus, da, mai vreți episoade din acest joc, o să vă las linkul în descriere către download. Să-l puteți juca și voi. Și trebuie să te mărești din ce în ce mai mult și trebuie să faci, să te mărești cât mai repede. Mai am pe aici, nu mai. Mamă, câtă mâncare mi-a dat. Uitați-vă, fraților, cât ai mai matahala set. Și fraților, dacă cumva, nu știu, vreți să jucați cu mine, eu o să vă las, intrați la Facebook-ul meu din descriere și o să... Și o să-mi dați acolo cerere ca să jucăm și o să jucăm împreună. Hai să cererile pare la oia. Gata, am ajuns în mare. Trebuia să mai stau puțin ca să mai mănânc, dar să vedem cât de mare ne putem face și pe controlele este așa. Pe mouse controlezi, da? Pe space, dacă țineți space apăsat, dacă țineți space apăsat, să mergeți mai repede. Da, fraților, și am revenit, am pus o mică pauză. Acum mâncăm crabi. Mâncăm crabi. Va apare acolo în stânga sus ce mâncați. Bottle cap. Ok. O să mâncăm și doză, cred. Doză de aia de soda cap. Cred. Vă dați seama ce teroare o să fie când... Deci deja mâncăm de asta. Vă dați seama că gata. Gata, a început teroarea, gata. Oare putem mânca două ori de acum? Ia. Nea, nu. Mai încolo mâncăm doza. Și fraților, da, mai vreți episoade din acest joculeț. V-am mai spus, să apăsați butonul de like, să-ți plângem la acest joculeț. Două like-uri, hai. Deci ne-a dat înapoi. Unde suntem? Ne-am mai micșorat puțin. Și v-am mai spus, dacă vreți intro-uri pentru YouTube, de-alea șmechere, 3D și etc., să-mi spuneți în comentarii acolo jos. Intrați pe Facebook-ul meu și scrieți acolo, vreau intro, da? Eu o să vă fac cu mare plăcere. Mâncăm acum rățuște. Și că rățuște din alea de cauciuc.
Păi, dar noi deja mâncăm. Deci, uitați-vă, fraților, cât a rămas hala de peștes. Am mâncat și doza. Deci am mâncat 47 de crabi. Ok, am făcut un record. Deci noi trebuie să fugim de ăla, ok. Ia, dacă... fugi. Fugi că ăla te atacă, ăla îți dă damage. Și când îți dă damage, nu mă refer că te omoară, îți ia din mâncare. Asta e nașpa și o faci greu cu cărnații. Bă, dar se spawnează mulți. Bine, din contră e mai, și mai bine. Că... ia duceți omul mai încolo, hai. Las că apuc eu să mă fac eu mare să vedeți ce... ce vă mănânc. Pe toți vă mănânc, pe toți. Am găsit și o aplicație care se editez, să-mi pun intro și... stai, mă! Nu mă duc. Mă joc cu el. Să mai mâncăm crab din ăștia. Nu din ăștia, nu din aia mari, din ăștia mici, ca să putem mânca și de aia mari. Gata! Ia veniți voi încoace! Veniți voi încoace! Că gata, asta va fi viața. M-ați atacat destul. Eu din ăștia mă hrănesc acum. A, mă, șmecherilor. Ia mai veniți voi încoa. Na, că v-am mâncat vă toți. Eu mă joc cu filmul ăla, l-am găsit și n-am știut că vreți să îl filmez. Mamă, ce e aici de pești. Ce să mai zic. Mâncăm și de ăștia, cum îi spun eu. Mamă, e foc aia acolo care deranjează. Gata, mana. Bă, da, am mâncat ca lumea din ăla. Suntem la 4. Nu, fraților, hai să scăm de aici. Ok. Nu știu că vreți. Spare că e și pe Android, cred. O să mă uit și o să vă spun. Dau găleata jos, dau găleata jos, nu-i dau găleata. Uitați, fraților, chiar acum o să mă uit, să văd dacă ești pe Android. Poate unii dintre voi veți jocul. Ia. Cas. Da, fraților, este și pe Android. Scrie Testy Blue și este și pe Android. Chiar acum m-am uitat. Am zis că poate n-a, vreți și voi jocul. Este telefon, tabletă sau ceva de genul. Da, este și pe Android. Deci, puteți să-l jucați. Să vedeți și voi. Mecherie de felie. Să-l mâncăm noi și pe ăla. Deci chiar dacă nu aveți tele, tot vă trece nivelul. Se joacă și în doi, am văzut acolo. Deci puteți să vă jucați cu prietenii voștri. Sunt focile astea pe aici. Uite.
Nu mă fac eu mare, mă. Bă, dar nu se mai găsește pește pe aici. Bă, da, mă, hai că am găsit. Eu acum ți-o spui să păsat pentru că mi-e greu să mă mișc. Uitați, uitați ce greu să te mișc pe aici. Și așa că mai bine ți-o spui. Normal că mănâncă, că las că mă fac eu mare, să vedeți, bă, ce vă mănânc. Pe toți vă mănânc. Bă, da, ăștia sar așa pe mine. Sunt bun rău de mâncat. Nu pot mă să-i mănânc. Ba da, mă, pot să-i mănânc găleata lui ăla. Bă, da, voi stați așa, camperi. Da, lasă că vedeți-vă ce vă mănâncă cu voi. Ia veni mâncați la tata. Mă mai mâncați, nu era? Asta e un pește pirania, cred. What? Bă, ce s-a mâncat? I-a mâncat pescare, i-a mâncat. Irechinu, fugi, gata, fugi. Fugim pe partea asta. Bă, dar și aici e, mă? Las că-l mănânc eu de tot. Și irechinul ăla. Fugi, așa, ok. Aici trebuie să mișcați mult din mouse. Pește nu se mai găsește pentru că sunt prea mari și... Așa, suntem metri. Deci avem 2 metri. Păi vă dați seama? Doar imaginați-vă un pește de 2 metri. N-am ce să mănânc decât foci. Și astea se găsesc greu cu căcați astea de rechin. Bă, dar lasă-mă, frate, în pace, te-ai spawnat aici, te dai jmecher tu. Ia treci, mă, tu la fund. Stai acolo. Și lasă-mă să mănânc. Dar lasă-mă, frate, să mănânc. Las că vă mănânc. Aproape 3 metri, frate. Deci voi vă gata, 3 metri. Imaginați-vă un pește de 3 metri. Păi vă mănâncă pe toți. Mănâncă ăsta tot. Ia veniți, mâncați. Ia venit un coarechinaș. Unde ești? Da, că tot te-am mâncat. Și de rechinii ăia doi care mă tot mânca. Alt rechin. Hai că se adună. E rechin alb și grid, nu știu ce înseamnă. 4 metri, fraților. Nu știu cât trebuie să mă fac în nivelul ăsta. Fraților, mai am o idee să-mi dați în comentarii, dacă vreți, spuneți da. Să-mi dați o idee, să spuneți în comentarii dacă vreți să fac... asta e pașnică. Dacă vreți să fac Happy Wheels, să-mi faceți mape... Dar doar dacă vezi, mamă, și avion, pot să mănânc avion, nu pot acum. Mamă, ce de rechin e aici, rechin. Română asta cu cine fac, doamne. Bă, dar dă damage ăsta, mă. Mm.
Nu, e pașnic. Helicopterul ăla ne-a dat damage. 7 metri! Ok. Am mâncat și helicopterul. Am mâncat și aia. Este un pește care mănâncă tot. Nu, ăsta n-are treabă, mănâncă tot ce prinde. Mai puțin bolovane, că dacă ar mânca, ar mânca tot ăla. Ok, nu mai găsești, mă, balene de alea pe aici? Balene. Un lac. Imaginați-vă să faceți baie în lacul ăsta cu dita mai peștele. Nu știați nici acum pentru mine. Și mă mișc. Mamă, e balenă, altă balenă mai mare. Ulu, e sepir. A, bine, nu e mic. Mamă, vapor. Barcă. Sepia asta nu... Boale de sepie. Uite, frate, ce-mi face barca asta. Mănâncă, aia mănâncă. Stai, tata, că mă fac și eu mare acum. Deci vă dați seama dacă era pești. Dacă erau pești aia foarte, foarte mici, dacă nu mai sunt rechin. Facem și noi nivelul ăsta și chem și noi episodul, pentru că este prea lung. Plus intro, plus alea, ce mai fi. Miu! Nu mănânc eu aia, mă mănâncă aia pe mine. Ok. Mănânc avioane de astea mici. Cam greu. Dar n-avem ce face, trebuie să-l facem. Bă, da, aia mănâncă barca, bă. Lăsa o să mănânc barca. Frate, ia du-te mă tu la fund. Vreau avion. Bă, da, am mâncat, bă, frate. Bă. Păcat, nu pot să mă gândesc. Mâncat și set. Apoi mă să mănânc și o barcă de-aia. Cincizeci de metri. Oare există un pește atât de mare? Sau ce balenă atât de mare? Bine, balenă există, dar... Dar pește nu, cred. Gata, fraților. Mâncat 97 de pești. 27 o găleată, 2 oameni, rechin, pești, aia, aha, balene. Da, fraților, cam atât și cu acest episod. Dacă mai vreți episoade din acest joculeț să continuăm seria, nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share și un subscribe. Eu am fost TheGramGGG, v-am lăsat, pa, pa!